Capitolul 50. Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra țării haldeilor, prin prorocul Ieremia. Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag. Vestiți, nascundeți nimic. Spuneți, Babilonul este luat. Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit. Idolii lui sunt acoperiți de rușine, idolii lui sunt sfârmați. Căci împotriva lui se suie un neam de la miază-noapte care îi va preface țara într-o pustie și nu va mai fi locuită. Atât oamenii cât și dobitoacele fug și se duc. În zilele acelea, în vremile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună. Vor merge plângând și vor căuta pe Domnul, Dumnezeul lor. Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre El și vor zice: Veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată. Poporul meu era o turmă de oi pierdute. Păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreie remunții, treceau de pe munți, pe dealuri, uitându-și staulul toți cei ce îi găseau îi mâncau și vrăjmașii lor ziceau, Noi nu suntem vinovați, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, locașul neprihănirii, împotriva Domnului, nădejdea părinților lor. Fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor și mergeți ca niște țapi în fruntea turmei. Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miază noapte. Se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el. Săgețile lor sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. Astfel va fi dată pradă jafului Haldeia și toți cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf, zice Domnul căci voi v-ați bucurat și v-ați veselit când mi-ați jefuit moștenirea mea. Da, săreați ca o juncană în iarbă, nechezați ca niște armăsari focoși. Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v-a născut roșește de rușine. Iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi o pustietate. Toți cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. Înșiruiți-vă de bătaie în prejurul Babilonului, voi toți arcașii. Trageți împotriva lui, nu faceți economie de săgeți, căci a păcătuit împotriva Domnului. Scoateți din toate părțile un strigăt de război împotriva lui. El întinde mâinile, temeliile îi se prăbușesc, zidurile îi se surpă, căci este răzbunarea Domnului. Răzbunați-vă pe el, faceți-i cum a făcut și el. Nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel ce samănă și pe cel ce mânuiește secerea la vremea secerișului. Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui. Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o leii. Împăratul Asiriei a mâncat-o cel din tâi și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest nebucadnețar, împăratul Babilonului. De aceea, așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată! Voi pedepsi pe Împăratul Babilonului și țara lui, cum am pedepsit pe Împăratul Asiriei. Voi aduce înapoi pe Israel în pășunea lui, va paște pe Carmel și pe Basan, și își va potoli foamea pe muntele lui Efraim și în Galaad. În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegiuirea lui Israel și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda și nu se va mai găsi căci voi ierta rămășița pe care o voi lăsa. Suiete împotriva țării de două ori răzvrătită, împotriva locuitorilor ei și pedepseștei. Urmărește, măcelărește, nimicește-i, zice Domnul, și împlinește în totul poruncile mele. Strigăte de război răsună în țară și prăpădul este mare. Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ? Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor. Ți-am întins o cursă și ai fost prins, Babilonule, fără să te aștepți. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. Domnul și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului, Dumnezeului oștirilor, în țara haldeilor pătrundeți din toate părțile în Babilon, deschideți-i grânarele, faceți-le niște mormane ca niște grămezi de znopi și nimiciți Nimic să nu mai rămână din el. Ucideți toți taurii și jungheații. Vai de ei, căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii lor. Ascultați strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din țara Babilonului, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului, Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru templul său. Chemați împotriva Babilonului pe arcași, voi toți care încordați arcul. Tăbărâți în jurul lui, ca nimeni să nu scape, răsplătiți după faptele lui, faceți-i în tocmai cum a făcut și el căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel. De aceea, tinerii lui vor cădea pe ulițe și toți oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea, zice Domnul. Iată, am necaz pe tine în gânfatule, zice Domnul Dumnezeul oștirilor, căci ți-a sosit ziua, vremea pedepsirii tale. În acela se va poticni și va cădea și nimeni nu-l va ridica. Voi pune foc cetăților lui și va mistui toate împrejurimile. Așa vorbește Domnul oștirilor. Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsați împreună. Toți cei ce i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. Dar puternic este răzbunătorul lor. El, al cărui nume este Domnul Oștirilor. El le va apăra pricina ca să dea odihnă țării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. Sabia împotriva haldeilor, zice Domnul, împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpeteniilor și înțelepților lui. Sabia împotriva prorocilor minciunii, ca să ajungă ca niște oameni fără minte. Sabia împotriva vitejilor lui ca să rămână încremeniți, sabia împotriva cailor și carelor lui, împotriva oamenilor de tot felul care sunt în mijlocul lui ca să ajungă ca femeile, sabia împotriva visteriilor lui ca să fie jefuite, seceta peste apele lui ca să sece, căci este o țară de idoli și au înnebunit cu idolii lor. De aceea, Fiarele pustiei se vor așeza acolo împreună cu șacalii, și struții vor locui acolo. Nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit nici el și nimeni nu se va mai așeza acolo. Iată. Vine un popor de la miază noapte și un neam mare și niște împărați puternici se ridică de la marginile pământului. Poartă arc și suliță, sunt necruțători și fără milă. Glasul le mugește ca marea. Sunt călări pe cai ca un om gata de luptă, împotriva ta, fica Babilonului. Împăratul Babilonului aude vestea, Mâinile îi se slăbesc și îl apucă groaza, ca durerea pe o femeie care naște. Iată, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinței tale tari. Deodată îi voi izgoni de acolo și voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca mine? Cine mi va porunci? Și care căpetenie îmi va sta împotrivă? De aceea, ascultați hotărârea pe care a luat-o domnul împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut el împotriva Țării Haldeilor. Cu adevărat, îi voi târâ ca pe niște oi slabe, cu adevărat, le voi pustii locuința. De strigătul luării Babilonului se cutremură pământul și se aude un strigăt de durere printre neamuri. Capitolul 51 Așa vorbește Domnul: Iată, ridic împotriva Babilonului și împotriva locuitorilor Haldei un vânt nimicitor. Trimit împotriva Babilonului niște vânturători care îl vor vântura și vor goli țara. Vor veni din toate părțile asupra lui în ziua nenorocirii. Să se întindă arcul împotriva celui ce își întinde arcul, împotriva celui ce se mândrește în Platoșa lui. Nu cruțați pe tinerii lui, nimiciți cu desăvârșire toată oștirea lui. Să cadă uciși în țara Haldeilor, străpunși de lovituri pe ulițele Babilonului căci Israelul și Iuda nu sunt părăsiți de Dumnezeul lor, de Domnul oștirilor, și țara haldeilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfântului lui Israel. Fugiți din Babilon și fiecare să-și scape viața, ca nu cumva să pieriți în pieirea lui, căci aceasta este o vreme de răzbunare pentru Domnul. El îi va răsplăti după faptele lui. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Deodată cade Babilonul și este zdrobit. Vă l aduceți leac alinător pentru rana lui, poate că se va vindeca. Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Părăsiți-l și haidem fiecare în țara noastră, căci pe lui a ajuns până la ceruri și se înalță până la nori. Domnul scoate la lumină dreptatea pricinii noastre. Veniți să istorisim în Sion lucrarea Domnului, Dumnezeului nostru. Ascuțiți săgețile, prindeți scuturile. Domnul a atâțat duhul împăraților mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul, căci aceasta este răzbunarea Domnului, răzbunarea pentru Templul său. Înălțați un steag împotriva zidurilor Babilonului, întăriți străjile, puneți caraule, întindeți curse, căci Domnul a luat o hotărâre și aduce la îndeplinire ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului tu care locuiești lângă ape mari și care ai visterii nemărginite, ți-a venit sfârșitul și lăcomia ta a ajuns la capăt. Domnul oștirilor a jurat pe sine însuși, da, te voi umplea de oameni ca de niște lăcuste și vor scoate strigăte de război împotriva ta. El a făcut pământul cu puterea lui, a întemeiat lumea cu înțelepciunea lui, a întins cerurile cu priceperea lui. De glasul lui urlă apele în ceruri. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. Atunci, orice om se vede cât este de prost cu știința lui. Orice argintar rămâne rușinat de chipurile lui cioplite căci idolii lui nu sunt decât minciună și n-au nicio suflare în ei. Sunt o nimica toată și o lucrare de râs. Când le vine pedeapsa, pierd cu desăvârșire. Dar cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei, căci el a întocmit totul și Israel este seminția moștenirii lui. Domnul oștirilor este numele lui. Tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărății prin tine. Prin tine am sfărâmat pe cal și pe călărețul lui. Prin tine am sfărâmat carul și pe cel ce ședea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbat și pe femeie. Prin tine am sfărâmat pe bătrân și pe copil. Prin tine am sfărâmat pe tânăr și pe fată. Prin tine am sfărâmat pe păstor și turma lui. Prin tine am sfărâmat pe plugar și boii lui. Prin tine am sfărâmat pe cârmuitori și pe căpeteniile lui. Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Haldei tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Iată, am necaz pe tine, munte nimicitor, zice Domnul, pe tine care nimiceai tot pământul. Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii, căci vei fi o dărâmătură veșnică, zice Domnul. Înălțați un steag pe pământ, sunați din trâmbiță printre neamuri, pregătiți neamurile împotriva lui, chemați împotriva lui împărățiile Araratului, Miniului și Așchenazului. Puneți căpetenii de oaste împotriva lui, faceți să înainteze caii ca niște lăcuste zbârlite pregătiți împotriva lui pe neamuri, pe împărații mediei, pe cârmuitorii lui și pe toate căpeteniile lui și toată țara de sub stăpânirea lor. Se clatină pământul, se cutremură, căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlinește și el va face din țara Babilonului un pustiu nelocuit. Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau în cetățui puterea le este slăită și au ajuns ca niște femei. Vrăjmașii pun foc locuințelor lor și le sfărâmă zăvoarele. Se întâlnesc alergătorii, se încrucișează soli, ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea lui este luată din toate părțile, că trecătorile sunt luate, bălțile cu trestie sunt uscate de foc și oamenii de război îngroziți. Căci așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeului Israel. Fica Babilonului este ca o arie pe vremea când este călcată cu picioarele. Încă o clipă și va veni pentru ea vremea secerișului. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m-a mâncat, m-a nimicit, m-a făcut ca un vas gol, m-a înghițit ca un balaur și a umplut pântecele cu ce aveam mai scump și m-a izgonit. Sâlnicia făcută față de mine și față de carnea mea sfâșiată să se întoarcă asupra Babilonului, zice locuitoarea Sionului. Sângele meu să cadă asupra locuitorilor Haldei, zice Ierusalimul. De aceea, așa vorbește Domnul. Iată, îți voi apăra pricina și te voi răzbuna. Voi seca marea Babilonului și voi usca izvorul. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o jocură, și nu va mai avea locuitori. Vor răgni împreună ca niște lei, vor țipa ca niște pui de lei. Când vor fi încălziți de vin, le voi da să bea și voi îmbăta ca să se veselească și apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale, zice Domnul îi voi pogorâ ca pe niște miei la tăiere, ca pe niște berbeci și niște țapi. Cum s-a luat șeșacul, cum a fost cucerit acela a cărui slavă umplea tot pământul, cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor. Marea s-a înălțat peste Babilon. Babilonul a fost acoperit de mulțimea valurilor sale. Cetățile lui au ajuns un pustiu, un pământ fără apă și pustiu, o țară unde nimeni nu locuiește și pe unde niciun om nu trece. Voi pedepsi pe bel în Babilon, îi voi smulge din gură ce a înghițit, și neamurile nu se vor mai îngrămădi în el. Chiar și zidul Babilonului va cădea. Ieșiți din mijlocul lui, poporul meu, și fiecare să-și scape viața, scăpând de mânia aprinsă a Domnului. Să nu vi se tulbure inima și nu vă spăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară. Căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon. În țară va domni sârnicia și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. De aceea, Iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilonului. Atunci toată țara lui va fi acoperită de rușine și toți morții lui vor cădea în mijlocul lui. Cerurile și pământul, cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii se vor arunca de la miază noapte asupra lui, zice Domnul. Chiar și Babilonul va cădea, o morți ai lui Israel, cum a făcut și el să cadă morții din toată țara. Cei care ați scăpat de sabie, plecați, nu zăboviți. Cei din pământul depărtat, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie în inimile voastre. Ne rușinam când auzeam o cara, ne ascundeam fețele de rușine când au venit niște străini în sfântul locaș al casei Domnului. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când îi voi pedepsi idolii și în toată țara lui vor geme răniții. Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputință de ajuns cetățuile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui, zice Domnul. Răsună strigăte din Babilon și un mare prăpăd în țara haldeilor. Căci Domnul pustiește Babilonul și face să înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlă ca niște ape mari, al căror vuiet tulburat se aude. Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului. Vitejii Babilonului sunt prinși și li se sfărâmă arcurile. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplătește. El va da negreșit fiecăruia plata cuvenită lui. Și anume, voi îmbăta pe voi vozii și înțelepții lui, pe cârmuitorii, pe căpeteniile și vitejii lui. Vor adormi somnul cel de veci. Și nu se vor mai trezi, zice împăratul, al cărui nume este Domnul Oștirilor. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate, și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel, popoarele muncesc degeaba, și neamurile se trudesc pentru foc. Iată porunca dată de prorocul Ieremia lui Seraia, fiul lui Neria, fiul lui Mahseia, când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraș. Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia, când vei ajunge la Babilon, vezi să citești toate cuvintele acestea și să zici, Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit și că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna. Și când vei isprăvi citirea cărții acesteia, să legi de ea o piatră și să o arunci în eufrat și să zici, Așa va fi înecat Babilonul și nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui. Vor cădea slăiții de puteri. Până aici sunt cuvintele lui Ieremia. Capitolul 52. Împresurarea și luarea Ierusalimului. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mamăsa se chema Hamutal, fica lui Ieremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse Ioachim. Și lucrul acesta s-a întâmplat din pricina mâniei Domnului împotriva Ierusalimului și împotriva lui Iuda, pe care voia să-i lepede de la fața lui. Și Zedechia s-a răsculat împotriva Împăratului Babilonului. În al nouălea an al Domniei lui Zedechia, în ziua a 10 a lunii a 10 a venit Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea lui împotriva Ierusalimului. Au tăbărât înaintea lui și au ridicat șanțuri de apărare de jur împrejurul lui. Cetatea a stat împresurată până în anul al 11-lea al împăratului Zedechia. În ziua a 9 a lunii a patra, era mare foamete în cetate, așa că poporul țării nu mai avea pâine deloc. Atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit și au ieșit din cetate noaptea, pe drumul porții dintre cele două ziduri de lângă grădina împăratului, pe când înconjurau haldeii cetatea. Fugarii au apucat pe drumul câmpiei. Dar oastea haldeilor a urmărit pe împărat și au ajuns pe Zedechia în câmpiile Ierihonului, după ce toată oștirea lui se risipise de la el au pus mâna pe împărat și l-au dus la împăratul Babilonului, la Ribla, în țara Hamatului. Și el a rostit o hotărâre împotriva lui. Împăratul Babilonului a pus să junghie pe fiul lui Zedechia în fața lui. A pus să taie la Ribla și pe toate căpetenile lui Iuda. Apoi a pus să scoată ochii lui Zedechia și a pus să lege cu lanțuri de aramă. Apoi împăratul Babilonului l-a dus la Babilon și l-a ținut în temniță până în ziua morții lui. În ziua a 10 a, a lunii a, 5 a în al 19-lea an al domniei lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit la Ierusalim Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, care era în slujba împăratului Babilonului. El a ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului a dat foc tuturor caselor mai mari. Toată oastea haldeilor, care era cu căpetenia străjerilor, a dărâmat de asemenea toate zidurile din prejurul Ierusalimului. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat prinși de război o parte din cei mai săraci din popor, pe aceia din popor care rămăseseră în cetate, pe cei ce se supuseseră împăratului Babilonului, cealaltă rămășiță a mulțimii. Totuși, Nebuzaradan, căpetenia străgerilor, a lăsat ca vieri și ca plugari pe unii din cei mai săraci din țară. Haldeii au sfărâmat stâlpii de aramă care erau în casa Domnului, temeliile, marea de aramă care era în casa Domnului și toată arama lor au dus-o în Babilon. Au luat oalele, lopețile, cuțitele, potirele, ceștile și toate uneltele de aramă cu care se făcea slujba. Căpetenia străjerilor a mai luat și ligienele, tămâietoarele, potirele, cenușarele, sfeșnicele, ceștile și paharele, tot ce era de aur și ce era de argint. Cei doi stâlpi, Maria și cei 12 boi de aramă care slujau drept temelie și pe care-i făcuse împăratul Solomon pentru casa Domnului, toate aceste unelte de aramă aveau o greutate care nu se putea cântări. Înălțimea unuia din stâlpi era de 18 coți și un fir de 12 coți îl cuprindea. Era gol și gros de patru degete. Deasupra lui era un coperiș de aramă și înălțimea unui coperiș era de cinci coți. În prejurul coperișului era o rețea și rodii, toate de aramă. Tot așa era și al doilea stâlp și avea și el rodii erau 96 de rodii de fiecare parte și toate rodiile din prejurul rețelei erau în număr de 100. Căpetenia străjerilor a luat pe marele preot Seraia, pe Cefania, al doilea preot și pe cei trei ușieri. Și din cetate a luat pe un famen care avea sub porunca lui pe oamenii de război, șapte oameni din cei ce făceau parte din sfetnicii împăratului și care au fost găsiți în cetate. Apoi, pe logofătul căpeteniei oștirii, care era însărcinat să scrie la oaste poporul din țară și 60 de oameni din poporul țării care se aflau în cetate. Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a luat și i-a dus la împăratul Babilonului, la Ribla. Împăratul Babilonului i-a lovit și i-a omorât la Ribla, în țara Hamatului. Astfel a fost dus rob Iuda departe de țara lui iată poporul pe care l-a dus nebucadnețar în robie. În al șaptelea an, 3023 de iudei. În al 18-lea an al lui Nebucanețar, a luat din Ierusalim 832 de inși. În al 23-lea an al lui Nebucanețar, Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat 745 de iudei, de toți 4600 de inși. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 25-a zi a lunii a 12-a, Evil Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat scaunul lui de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. A pus să-i schimbe hainele de temniță și Ioiachin a mâncat totdeauna la masa Împăratului, în tot timpul vieții sale. Împăratul Babilonului a purtat grijă necontenit de hrana lui zilnică până în ziua morții lui, în tot timpul vieții sale.